Sono il professor Costea Montean pentru această exegeză, îngăduiți-mi aspecte de ordin administrativ, pentru că în spate stau foarte mulți în picioare, să știți că în față mai sunt locuri libere, poftiți, îndrăzniți și ocupați-le, că e păcat să stea scaunele goale și dumneavoastră să stați în picioare. Al doilea aspect de ordin administrativ, pentru că este sfârșit de săptămână, sfârșit de seară, suntem cu toți obosiți. Invitații vorbitori sunt mulți, vreo 10 la număr. V-aș ruga din suflet să nu depășiți mai mult de 12 minute de timp de vorbire alocat fiecare invitat pentru o bună chibernisire a întregii întâlniri. Acum dăm cuvântul Teodorei Niculescu pentru a rosti o poezie, după care va lua cuvântul doamna Liana Toma. Teodorei Niculescu.